Protest risipit rapid de jandarmi în fața parchetului din București. Iată cum au reacționat forțele de ordine luate prin surprindere de câțiva tineri. Hai să nu ne certăm și treacă de la mine. Hai să nu ne certăm, să ștergem ce-a fost rău. Dacă dumneavoastră contravine legii 60, vă rog, strângeți. Vă aduc la cunoștință că activitatea dumneavoastră contravine legii 60. Vă rog, strângeți. M-ar interesa și pe mine cu cine pot vorbi, cine a avut ideea să vină aici. În momentul în care noi am intrat în contact cu dumneavoastră, adunarea, noi vă comunicăm că adunarea nu este declarată. Deci, mi se pare că exagerați în condiții în care am venit doar 20 de persoane. Și cred că au fost alte adunări prin București, că... ordinul sutelor, miilor, și nu cred că a mers nimeni să negocieze cu cineva, pentru că nici măcar nu știați cu cine. Dacă nu ați înțeles până acum despre ce este vorba, cine sunt tinerii din fața parchetului și de ce jandarmii au trimis un negociator în fața grupului, priviți! Suntem niște studenți care stăm în fața parchetului cu niște pancarde, presupun că e legal treaba asta, nu? Așteptați un moment. Veniți să negociați cu universitatea? De 3 ani sunt în camin, dar condițiile sunt foarte proaste. În camerele sunt muțegai. N-am venit aici să se schimbă bonavez. De unde ești? Sunt din Camerun. Când încerc să se întreb, bă, unde ce, cum se poate face pentru a rezolva, mă, ți se spune doar, asta este, e România. Că ușile sunt la fel de proaste ca pe tine, cabinele de duș sunt fără uși, fără dușuri, deci nu e nimic, nu s-a renovat aproape nimic. Sătui de condițiile în care sunt nevoiți să trăiască în căminele de stat, mai mulți studenți au depus plângere penală împotriva conducerii universității. Vrem ca poliția și procuratura să ancheteze toate aspectele pe care le-am sesizat și să ia măsurile necesare. Rugina, toată rugina, chiuveta e foarte veche. Pentru că am apărat drepturile studenților, am fost amenințat cu exmatricularea de către conducerea Facultății de Litere într-un comunicat pe care l-a postat aceasta pe site-ul Facultății de Litere. Consiliul Facultății de Litere atrage atenția că va apăra reputația Facultății de Litere și a Universității din București prin toate mijloacele prevăzute de regulamentele interne și de Carta Universității. Consiliul Facultății de Litere le solicită domnului Gheorghe Florea Velcea și Societății Studenților din Universitatea din București să înceteze acțiunile de defăimare a cadrelor didactice și angajaților facultății și să dezmintă public calomniile vehiculate la adresa acestora. Am cerut și un punct de vedere oficial al reprezentanților Universității București. Poziția Universității din București referitoare la această situație va fi făcută publică mâine, după ședința de senat în care se vor discuta punctele expuse în scrisoarea deschisă adresată de SSUB Senatului Universității din București.